Bună ziua, stimați participanți. Mulțumesc, doamne director, al Centrului Cultural, că mi oferă din nou acest prilej și o provocare culturală pentru mine de a aborda această temă și de a mă adresa dumneavoastră. Astăzi vă propun pentru prezentarea mea și pentru meditație o temă care se referă formal la un poet și la un filozof, ambii argeșeni. Tema este intitulată Poeți și filozofii argeșeni, Ion Barbu și Petre Țuțea. Am ales această temă, sigur legat și de pasiunile mele, dar și pentru câteva aspecte pe care o să-mi permit să vi le prezint. Sigur, un numitor comun, cei doi mari creatori de cultură au legătură cu meleagurile noastre argeșene, s-au născut pe meleagurile argeșene și sigur că personalitatea lor marchează și ținuturile noastre. În al doilea rând, personalitatea complexă a acelor doi gânditori, care fiecare dintre ei întregește în sine unitatea spiritului, pentru că așa cum spuneau teologii și spun și filozofii, omul este unic și unificator prin spiritul său. Ca urmare, ei nu au fost creatori numai într-un anumit domeniu, gândirea lor a fost universală, așa cum scolasticii căutau așa știința matesis universalis, o știință universală, filozofia, dar care, sigur că nu putea fi prin ea însă și o asemenea disciplină, o asemenea cunoaștere absolută a tuturor. Însă, totuși, această cunoaștere universală este posibilă, dacă nu la nivelul unor demersuri obiective, cognitive, și la nivelul spiritualității umane, a personalității umane. Iată că atât Ion Barbu cât și Petre Țuțea întrunesc în personalitatea lor atât omul riguros al spiritului geometric, cum ar fi pus Pascal, dar și omul spiritului de finețe, al omului sensibil. Întâlnim în personalitatea celor doi autori complexitatea gândirii umane și a sensibilității umane, sigur manifestată, materializată în diferite domenii, poezie, matematică, filozofie, economie și chiar științe juridice. Ca urmare, modesta mea încercare de astăzi se dorește a fi și o pledoarie pentru această dimensiune universală a spiritului uman, pe care unele personalități au reușit să o realizeze, inclusiv în această dimensiune culturală, acest spațiu cultural sau mediu cultural, pe care îl reprezintă poporul român, națiunea română. Am să încerc să fac o scurtă prezentare a fiecăruia dintre acești mari gânditori și autori, atât în domeniul sensibil, cât și în domeniul, să spunem, pragmatic, tehnic. Ion Barbu este, sigur, o personalitate complexă, o personalitate care, practic, se regăsește, dacă am putea spune, în două firi. Și firea de matematician, firea de poet, sigur, toate îmbinate sub auspiciile unei gândiri filozofice foarte profunde. De altfel, și el este cunoscut sub două nume, Dan Barbilian ca matematician și Ion Barbu ca poet. S-a născut în Câmpul Lung, în județul Mușel, fostul județ Mușel, la 11 martie 1895. A fost fiul judecătorului Constantin Barbilian, Barbilian un nume latinizat, iar pe mama sa o chema Smaranda. Sigur că a urmat cursurile școli primare în orașul natal, dar ulterior își continuă studiile gimnaziale și studiile universitare în București pentru a le continua apoi în străinătate.
Este sigur remarcat prin, să spunem, capacitatea sa intelectuală în domeniul matematicii. De altfel, studiile sale se le face în acest domeniu. Talentul său matematic se manifestă încă din timpul liceului prin remarcabile contribuții la Gazeta Matematică și totuși, în paralel, își dezvoltă și pasiunea pentru filozofie. În perioada 1914-1921 studiază matematica la Facultatea de Științe din București, studiile fiindu-i, sigur, întrerupte în perioada în care satisface serviciul militar în timpul Primului Război Mondial. A avut ca profesori eminenți matematicieni români și, sigur, nu numai pentru România și pentru Europa, printre care Gheorghe Țițeica, Dimitrie Pompeiu, Traian Lalescu, Anton Davidoglu și alții. Și evident că influența acestor profesori, teoreticieni ai matematicii, a contat foarte mult în evoluția sa în acest domeniu științific. În perioada 1921-1924, Dan Barbidian își continuă studiile în Germania, la Göttingen, Berlin, și cunoaște printre alții celebri matematicieni, cum ar fi Helmut Hess, un mare teoretician și matematician al vremii respective. Teza de doctorat o susține în 1929, după terminarea facultății, iar mai târziu participă la diferite conferințe internaționale de matematică, atât la Hamburg, Göttingen și Viena. Sigur că are o contribuție deosebită în domeniul matematicii, își continuă preocuparea în acest domeniu și ca profesor titular de algebră la Facultatea de Științe din București. Publică studii foarte interesante în acest domeniu și chiar este autorul a unor teorii extrem de interesante, valabile și astăzi, recunoscute și astăzi pe plan mondial. De exemplu, una dintre teoriile în domeniul matricelor matematice, spațiile Barbidian, a intrat deja în ceea ce se poate numi dimensiunea clasică a acestei științe. Preocupările sale în acest domeniu continuă prin lucrările sale publicate în domeniul algebrei, al axiomaticii, al geometriei neuclidiene și ca urmare a acestor contribuții remarcabile în domeniul matematicii, în 1936 devine membru titular al Academiei de Științe din România. Sunt remarcabile scrierile sale științifice, așa cum au remarcat și specialiști, Nicolae Radu, de exemplu. Originalitatea ideii matematice a lui Barbidian constă în reexaminarea modelelor geometriilor neuclidiene și îmbinarea aceasta a geometriei, studii avansate de matematică, cu fizica cuantică, geometria, modelul Poincar și al geometriei neuclidiene fiind una dintre preocupările pe care matematicianul și poetul român le-a avut. Publică numeroase lucrări cu caracter matematic, atât în limba română cât și în limba germană, unele fiind, să spunem, de referință și astăzi în această știință, cum ar fi teoria aritmetică a idealelor în inelele necomparative sau grupurile de operatori, teoremele neuclidiene ale spațiului și ale timpului. Este interesant că Ion Barbu sau Dan Barbidian, cum vreți, tot în această perioadă când a dezvoltat cariera de matematician, s-a făcut remarcat și ca poet. Aparent e un paradox aici, pentru că matematicianul este omul simbolurilor, al formulelor exacte, al teoremelor care, sigur, se bazează pe un algoritm bine definit, iar poetul, sigur că da, e un om al sensibilității, al spiritualității, al, să spunem, finețelor de suflet, care, sigur, în mod numai aparent, ar putea fi excluse de către matematică. Dar, totuși, în însemnările sale,
Ion Barbu spunea că poezia și geometria sunt complementare. Iată un adevăr de care ar trebui să ținem cont și astăzi și să-l apreciem ca atare. Acolo unde geometria devine prea rigidă, prea abstractă, poezia îi oferă orizont spre cunoaștere și imaginație. Trebuie să ne gândim și la Aristotel, în treaba sa lucrare poetica. Marele filozof afirmea că adevărul sensibil, adevărul poeziei, este mai important, este mai mare decât adevărul științei, pentru că se bazează pe sensibilitate și pe o lume spirituală pe care poezia o creează, artele în general, sigur că da, iar pe când știința se referă numai la o reproducere, un sistem de imagini a realității prin intermediul procedurilor de cunoaștere. În domeniul poeziei, Ion Barbu, de data aceasta, își începe cariera, dacă putem spune așa, în 1919, când colaborează la revista literară Zburătorul, adoptând la sugestia lui Eugen Lovinescu, conducătorul cenacului de atunci, pseudonimul Ion Barbu, numele bunicului său. În timpul liceului îl cunoaște și pe marele critic literar român, Tudor Vianu, care va avea o influență deosebită asupra sa și care îl va încuraja în activitatea sa poetică. Debutul său artistic a fost declanșat, așa cum se spune în istoria literaturii, de un pariu cu Tudor Vianu, aceștia fiind plecați într-o excursie prin preajma municipiului Giurgiu în timpul liceului. Dan Barbilian i-a promis lui Tudor Vianu că va scrie un caiet de poezii, argumentând că spiritul artistic se află în fiecare și că preocupările sale, care ulterior aveau să ajungă la un nivel de creație de savant în domeniul matematicii, nu sunt incompatibile cu spiritul poetic. Criticul și prietenul său, Tudor Vianu, a pierdut acest pariu. El nu credea că va putea Dan Barbilian, Ion Barbu, să facă o carieră în acest domeniu, dar mai târziu îi consacră o monografie considerată a fi una dintre cele mai complete monografii dedicate lui Ion Barbu până în zilele noastre. Sigur, una dintre cele mai cunoscute poezii ale autorului, după Melci, apare în 1921 în revista Viața Românească. Tot în acest an, Ion Barbu pleacă în Germania pentru a-și continua studiile. Ce e interesant, că el face mai multe călătorii în Germania. Se pare că a adus o viață destul de boemă în Germania. Era un om nonconformist, orientat mai mult și spre, să spunem, viața obișnuită, sensibilă, înclinațiile lumești, dar el a avut un sprijin foarte puternic în soția sa. Soția sa, care l-a înțeles perfect, i-a acceptat, să spunem, unele teribilisme, și anume Gerda Barbu, l-a ajutat imens în cariera sa, l-a sprijinit tot timpul, iar după moartea autorului i-a cuprins într-un volum însemnările lui și amintirile lui. Poezia lui Ion Barbu evoluează din ce în ce mai mult spre un simbolism abstract, sigur spre un simbolism care aparent este matematic și care vrea să fie, de fapt, o altă dimensiune a realității, așa cum mai târziu poetul avea să arate în poezia sa, ar fi cunoscut Joc Secund, dar și în ciclul de poezii care are aceeași denumire. Iată ce spunea Ion Barbu: ca și în geometrie, înțeleg prin poezie o anumită simbolică pentru reprezentarea formelor posibile de existență. Pentru mine, poezia este o prelungire a geometriei, așa că, rămânând poet, n-am părăsit niciodată domeniul divin al geometriei. Domeniul divin al geometriei. Este o considerație deosebită pe care Ion Barbu o avea față de poezie.
criticii de specialitate de artă, analizând creația poetică a gânditorului român, marelui gânditor român, o împart în mai multe etape, nu o să insist prea mult asupra lor, dar totuși le menționăm etapa parnasiană, când autorul scrie poezii cu o tematică diversă, dar prin care elogiază, pune în evidență natura, relația între om și natură, procesele de conștiință multiple pe care omul le are în această relație, evocă zeități, aspecte mitologice, și dorește să arate unitatea armonică a existenței umane, ritmurile vii ale naturii și integrarea omului în aceste ritmuri vii ale naturii. Una dintre celebrele poezii din această perioadă este poezia Copacul sau poezia Umanizare, în care, sigur, accentul se pune pe această integrare oarecum mistică a omului în armonia naturii, în armonia Universului. Există și o etapă orientală în care Ion Barbu își axează creația sa poetică pe teme mitologice, pe evocarea diferitelor personalități. Cele mai celebre poezii după Melci, Riga Cripto și Lapona Enigel, Domnișoara Hus, sunt câteva dintre aceste poezii cu caracter baladic, unele destul de lungi. Sigur, în această perioadă, Ion Barbu se întoarce din ce în ce mai mult spre cuvânt, făcând din cuvânt o existență în sine, prin care evocă, de fapt, o realitate, o realitate a cuvântului și a simboliștii. O altă perioadă, perioada ermetică, etapa ermetică, cea mai cunoscută și cea mai caracteristică perioadă din creația lui Ion Barbu, este axată pe simbolistică, o simbolistică aproape matematică, dar care dorește să releve realități, unele de natură mitologică, cosmică. Apare motivul oului dogmatic sau anuncii ca idee a creației, ritmurile și armoniile inerente Universului, exprimate uneori în formule pe care poetul le creează, cum ar fi poezia sa Uwe den Rode, o denumire pe care el o agrează. Este preocupat de problemele transcendentale, de problemele mistice, de destinul omului în această lume, dar totul într-o formă simbolică. Simbolistica ca atare este pentru Ion Barbu un joc secund, o altă realitate a acestei existențe, o realitate care de fapt poate să pătrundă în mister, așa cum mai târziu Blaga vorbea despre cunoașterea luciferică ca și o cunoaștere a misterului. La fel și Ion Barbu considera că poezia poate să adauge ceva prin acest joc secund la misterul acestei lumi și îl poate face cunoscut. Cele mai cunoscute dintre operele sale publicate, volumele publicate, După Melci, apare în 1921 și Joc Secund în 1930. Ideea fundamentală este că arta este un joc secund mai pur, o realitate sublimată care pornește din viață, dar pornește dintr-o trăire profundă și nu se confundă cu viața. Este altceva decât existența obișnuită, decât existența repetitivă a fiecăruia dintre noi. Este interesantă această chestiune, aș spune eu că este de fapt o meditație filozofică profundă pe care marele gânditor român o realizează prin poezia sa, pentru că filozofia se poate exprima nu numai prin sisteme filozofice sau prin lucrări pur teoretice, dar arta în sine este o filozofie și poate conferi o semnificație, un sens lumii, pentru că acesta este scopul pe care omul îl are în lume, finalitatea sa, sigur,
tendința de a se mântui, de a se mântui prin a găsi sensul și semnificații lumii. În acest sens, poezia lui Blaga este a lui Ion Barbu este atât o căutare de sensuri, de esențe, de să spunem revelarea esențelor, cât și a fenomenalității lumii, dar într-un mod, așa cum spuneam, simbolistic. Există câteva cugetări foarte frumoase, aforisme ale marelui gânditor, poet, matematician. Iată câteva dintre ele. Operele matematice robesc și încântă întocmai ca operele pasiunii și imaginației. O apropiere care, așa cum spuneam, este oarecum paradoxală între matematică și poezie, dar cei care cunoaștem cât de cât la nivelul nostru și cunoaște și matematica, formulele matematice, modul de expresie al matematicii, ne dăm seama că matematica este o structură simbolică a realității, este în același timp și un instrument de cunoaștere a realității, este, de ce nu, o poezie exprimată în formule a ceea ce omul poate să cunoască, dar și poate să explice, să înțeleagă din realitatea înconjurătoare, la fel ca și poezia. Tot Ion Barbu spunea că ce este foarte important, atât în matematică cât și în poezie, este organizarea ideilor, a frazelor. De altfel, toată poezia lui Ion Barbu este o poezie și o filozofie bine studiată, armonică, în care versurile, chiar dacă uneori sunt dificile pentru o gândire direct intuitivă, cum suntem noi înclinați să o avem, dar ele sunt bine organizate, exprimă o ordine proprie. Tudor Vianu, care, așa cum spuneam, l-a apreciat foarte mult și l-a încurajat pe Ion Barbu, spunea despre opera lui: cititorul care străbate paginile volumului Joc Secund nu trebuie să uite niciodată că se găsește în fața unui poet matematician. Chiar o simplă inventariere a vocabularului său arată cât datorește Ion Barbu astronomiei, mecanicii sau geometriei. Viziunea matematicianului este atât de puțin conexată cu activitatea simțurilor, atât de liberă de contingențele care întinează funcționarea lor, încât lumea care îi se revelează este resimțită de el ca pură. Pe de altă parte, față de lumea experienței, aceea a matematicii este a doua lume, o suprastructură ideală. Într-un asemenea univers ideal, dorește să se situeze viziunea lui Ion Barbu și acesta este înțelesul expresiei Joc Secund, care intitulează volumul său, iar un alt mare critic, Șerban Cioculescu, printre altele spunea: de vocație matematician, Ion Barbu s-a folosit pentru ermetizarea primelor redactări de procesul matematic al substituirii. Se știe că în algebră cifra cantitativă e înlocuită cu un simbol calitativ. Cuvântul obscur la Ion Barbu este necunoscuta algebrică, prin care se substituie sensul clar, misterul. Iată cuvinte care relevă, mult mai bine decât am putut să o fac eu, legătura dintre poezie și matematică și, a spune, și filozofie. Mai remarcăm de asemenea și opinia unui alt critic de artă, Basarab Nicolescu, care spunea: prin asocierea unui concept original matematic cu un cuvânt afectiv, Ion Barbu declanșează o mulțime de sugestii care se adresează atât intelectului cât și sensibilității. Din nou ne gândim la acea știință universală, Mathesis Universalis, și cred că Ion Barbu, la fel ca și, să spunem, mari creatori, mari genii, poate că este puțin cam deplasată încercarea mea de comparație, Leonardo da Vinci sau Michelangelo, a reușit și el să facă aici. Problema e că, sigur, a fost român și poate că este mai puțin cunoscut în străinătate. Marele poet a decedat la 11 august 1961, în vârstă de 66 de ani, a murit destul de tânăr. Și opera s-a avut și are, fiind prezent, o realitate perenă
este definitorie, eu aș spune numai opera poetică, dar și opera matematică, este un filozof matematician și un poet filozof, aș spune eu. Celălalt gânditor la care mi-am propus să mă opresc astăzi, tot la fel, încadrat într-un spirit universal, cu o gândire universală, un om care a cunoscut și multă suferință, filozoful, economistul, eseistul, juristul, Petre Țuțea. Petre Țuțea a început să fie cunoscut ca și creator, ca și personalitate, după 1989, când, sigur, s-a putut vorbi despre opera lui și despre personalitatea lui. Până atunci, el fiind într-un regim de supraveghere foarte strict din partea organelor represive ale statului. La fel îmi propun să prezint câteva date biografice despre Petre Țuțea. S-a născut la 6 octombrie 1902 în comuna Boteni, fostul județ Mușel, o comună istorică care și are primele atestări prin secolul al XVI-lea, se pare că era și pe vremea legendarului voievod Negru Vodă, a copilărit în această localitate. Tatăl său, neoficial, a fost preot, Petre Bădescu, a fost căsătorit, soția lui se numea Paraschiva, cu care a avut o fică, însă soția lui a murit la 45 de ani și conform canoanelor bisericești pentru preoți, el nu s-a mai putut recăsători. Suferă și un accident, își pierde un picior, sigur, apelează la ajutorul unor femei din comună, una dintre ele fiind Ana, fiica lui Simion Oprea Țuțea, care l-a ajutat foarte mult și mai mult decât atât, i-a devenit concubină. Cu aceasta a avut 8 copii, primul dintre ei fiind Petre Țuțea. El este înregistrat în acte de stare civilă sub numele mamei sale, pentru că nu, mama sa nu avea o relație oficială cu tatăl său. Petre Bădescu, tatăl filozofului, a murit în 1925, iar Ana Țuțea în 1960. În legătură cu pregătirea sa școlară, Petre Țuțea absolvă școala primară din Boteni în 1913, urmează apoi cursurile gimnaziale în Câmpul Lung în perioada 1913-1917. Sigur, în timpul războiului, școlile funcționau mai cu intermitență, de aceea timpul și-l petrece în timpul copilăriei și-l petrece Petre Țuțea și la Boteni, în casa părintească. În 1920, la sugestia consăteanului său, viitorul mare etnograf Ion Chelcea, se înscrie în clasa 5-a la liceul Gheorghe Barici din Cluj, în 1923, promovând 2 clase ale cursului superior într-un singur an. Absolvă liceul și susține examenul de bacalaureat în toamna anului 1923, an în care se înscrie și la Facultatea de Drept a Universității din Cluj, unde obține o licență în drept și doctoratul în drept cu calificativul magna cum laude, cu o teză privind contenciosul administrativ. În 1929 a susținut doctoratul, teză care, din păcate, s-a pierdut. În ceea ce privește, să spunem, orientarea sa politică, el a oscilat între mișcarea comunistă și mișcarea legionară. Se pare că până la urmă a optat pentru mișcarea legionară, a devenit și membru al acestei mișcări. În 1933, Petre Țuțea a fost angajat prin concurs, referent în Ministerul Industriei și Comerțului, ulterior Ministerul Economiei Naționale, și avansează până la funcția de director de studii, funcție maximă pe care a deținut-o în cariera de economist. Deci, deși avea o licență în drept și o licență și un doctorat obținut cu magna cum laude, Petre Țuțea a activat ca economist.
A fost detașat în 1933 în Germania, la Academia, Agenția Economică din Berlin, și se pare că s-a făcut propunerea să urmeze studii la Universitatea din Humboldt, unde a fost trimis de Alexandru Vaida Voievod, dar Petrețuțea n-a urmat aceste studii. Este rechemat la Ministerul Economiei Naționale, Centrala Industriei și Comerțului, lucrează în această perioadă până la data arestării în 12 aprilie 1948. A îndeplinit și funcția de secretar general al Ministerului Economiei Naționale în 1940. După rebeliunea legionară, este deținut o scurtă perioadă de timp la lagărul de la Târgu Jiu, dar se reîntoarce și zilea activitatea este depus în funcție. După 23 august 1944, lucrează în același minister la direcția exportului și apoi la alte direcții din cadrul ministerului. Este protejat de Lucrețiu Pătrescanu, fiind, sigur, oarecum colegi de partid, așa cum spuneam, Țuțea a fost la un moment dat și adept al mișcării comuniste. Totuși, în momentul când Lucrețiu Pătrescanu a fost arestat, pe timpul epurărilor succesive, și Petrețuțea are de suferit în 1953, este pentru prima dată arestat, și cu scurte detenții, cu scurte perioade, va rămâne în închisoare până în 1964. Era caracterizat de către conducătorii penitenciarelor prin care a trecut ca o fire de boem, dominat puternic de euul său, n-a acceptat să intre în câmpul muncii, pe lângă faptul că nu este dispus să se bage slugă la derloagă, o expresie comunistă, autocaracterizându-se ca om inadaptabil la situația politică și economică actuală. Este condamnat, trebuie să menționăm și acest lucru, deci o perioadă a stat în închisoare fără să se poată aducă vreo acuzație împotriva sa, dar este condamnat în 1953 și apoi în 1957 la 18 ani de închisoare. Execută o parte din această pedeapsă până în 1964, când în urma decretului general de amnistie este eliberat. A rămas permanent sub atenția securității, până la sfârșitul vieții a trăit extrem de modest într-o garsonieră în apropierea parcului Cismigiu, neavând niciun fel de venit, nu a avut dreptul la pensie, pentru că a fost considerat ca un dușman al poporului, și numai la un ajutor bănesc din partea Uniunii Scriitorilor din România, plus și dreptul de a mânca la cantina Uniunii Scriitorilor din România. Unul dintre prietenii săi din perioada respectivă spunea că, sigur, mâncarea, alimentația era insuficientă și întotdeauna Petrețuțea îi propunea să mai completeze meniul și prin alte locuri, dacă se putea, dar acest lucru a fost foarte greu de realizat. Important de menționat că a fost făcut cunoscut după 1989 și în momentul în care el este în atenția prietenilor, colegilor, ziariștilor, permanent în modesta sa garsonieră, a trăit acolo până la moarte, a fost înconjurat de prieteni, gazetari, pe care el i-a acceptat cu foarte multă bucurie și discuta cu ei foarte mult, a dat și foarte multe interviuri. A fost cunoscut sau este cunoscut ca un Socrate al românilor, deoarece sintagmele sale filozofice, interviurile sale filozofice, gândurile sale au fost exprimate de multe ori
cât timp a mai putut să trăiască, a mai trăit după 1989, prin extraordinar de frumoase aforisme, care ulterior au fost cuprinse și grupate în diferite scrieri. Aș mai putea spune că filozofia lui Petre Tuțea, ca și de altfel altor români, Blaga, mari gânditori, se caracterizează prin această îmbinare deosebită dintre trăirea creștină și abstractul conceptelor și categoriilor filozofice. Este o filozofie, sigur, creștină, o filozofie pe care și alții au practicat-o, numai că filozofia lui Petre Tuțea este o filozofie axată pe valorile ortodoxe, așa cum voi încerca să arăt în cele ce urmează. N-a avut voie să publice în timpul vieții sale, a lucrat mult timp la o lucrare sintetică de mare profunzime, Antropologia creștină, în 6 capitole, care s-a publicat, dar după moartea sa. Lucrările sale au fost publicate după moartea lui Tuțea. Trebuie să ne spunem câteva cuvinte. Petre Tuțea a decedat înconjurată de prietenii săi la o rezervă a unui spital din București, la 3 decembrie 1991, la vârsta de 89 de ani. Discuta cu prietenii săi, deci a decedat la fel ca și Socrate, Socrate fiind condamnat la moarte, tot înconjurat de prietenii săi, și ultimile sale cuvinte au fost îndreptate spre Dumnezeu, în sensul ca Dumnezeu să aibă grijă de sufletul său. Dacă ne gândim la filozofia lui Petre Tuțea, trebuie să avem în vedere și opera sa. Așa cum spuneam, operă publicată în întregime după moartea gânditorului. Mă refer la câteva dintre aceste lucrări, Reflecții religioase asupra cunoașterii, a apărut în 1992, o lucrare deosebită la editura Nemira, care o recomand, Filosofia Perennis, de asemenea una dintre lucrările sale, a apărut tot în 1992, Neliniști metafizice și Filosofia nuanțelor, în special această din urmă, Filosofia nuanțelor, o lucrare care cuprinde eseuri, corespondență și comentarii, este edificatoare pentru filozofia lui, gândirea lui Petre Tuțea, apărut în 1995. Există și câteva lucrări care sunt de asemenea foarte interesante, foarte frumoase, lucrări care cuprind dialoguri ale marelui filozof, și anume Între Dumnezeu și neamul meu, sau 322 de vorbe memorabile ale lui Petre Tuțea. Filozofia lui Petre Tuțea este axată pe un trinom, pe un sistem trinomic care se referă la trei aspecte existențiale de bază: Dumnezeu, natura și omul, asemănător oarecum acest sistem trinomic cu filozofia lui Hegel, cu sistemul trinomic al lui Hegel. Pentru Tuțea, realitatea înconjurătoare, existența ca atare, natura, cum o numea el, este o creație a lui Dumnezeu, omul se regăsește în această creație, iar în lucrarea sa importantă, așa cum spuneam, Filosofia nuanțelor, el se referă la diferitele teorii care marchează realitatea pe care noi o cunoaștem. Teoria determinării, bazată pe legătura de cauză și efect, a necesității, este considerată de Tuțea ca o teorie binară, științifică, filozofică și mistică în același timp. Determinismul geografic, demografic, biologic, determinismul în gândire, sunt forme ale acestei teorii. Teoria indeterminării, de asemenea în Filosofia nuanțelor apare, este axată pe fizica cuantică a lui Max Planck, pe imposibilitatea practic cunoașterii exacte a realității de către om și pe intervenția subiectului uman în cunoașterea științifică, relația aceasta între subiect și obiect în cunoaștere. Indeterminismul, în concepția lui Tuțea, este o apreciere aproximativă a subiectului cunoscător, pentru că acesta se mișcă între spontaneitate și natură, iar întregurile
pe care el le întâlnește, omul, sunt exterioare, exterioare acestuia, dar pe care el le relevează și le adaugă prin această imposibilitate de a cunoaște cu exactitate ceea ce se poate numi obiectul sau obiectivitatea naturală. Teoria haosului, începutul lumii, abis la romani, este o teorie pe care Tuțea o relevă pentru a explica creația, dar și evoluția lumii, eventual, sigur, sfârșitul existenței. Teoria impasului, invocarea stării de antinomie, antinomiile, începând cu cele grecești, paradoxul lui Zenon, de exemplu, și continuând cu cele kantiene, care demonstrează, de fapt, limitele cunoașterii umane, este un argument pentru Tuțea pentru a vedea, pentru a face această diferență între rațiunea cunoscătoare și trăirea creștină, credința ortodoxă. Teoria încremenirii privește idealul împlinirii majore, perfecțiunea unității absolute ca înghețare a mișcării, ajunge la nemișcătorul nemișcat, cum ar spune Aristotel, este unitatea absolută desăvârșită, este pacea deplină, liniștea deplină. Iată ce spune Petre Tuțea în această carte, pe care vă recomand. Crearea nuanței este rodul neliniștii produse de starea de frumos, de bine și adevăr, de noul veșnic neliniștitor. Nuanța, de fapt, este o expresie fenomenală a existenței și privește lumea atât în perspectiva sa ontologică, cât și în ceea ce am putea numi devenirea ei și, în același timp, într-o perspectivă gnoseologică de cunoaștere a realității. Opera filozofică a lui Petre Tuțea a fost și este apreciată de gânditori, este considerată ca o operă de referință în filozofia românească și, sigur, are, aș spune eu, multe contacte cu opera unor gânditori din Occident, pe care Tuțea îi și invocă: Platon, Aristotel, Leibniz, Kant, sunt numai câțiva dintre aceștia. Așa cum spuneam, Petre Tuțea s-a făcut remarcat ca un autor de aforisme, un autor prin care ce se voia, practic, să exprime în mod oral gândirea sa, modul de a fi al lumii. Dar mai înainte de această chestiune, aș vrea să mă opresc câteva cuvinte asupra contribuției lui Petre Tuțea, mai puțin relevată în studii de specialitate, în domeniul dreptului. Licențiat în drept și doctor în drept, Petre Tuțea a publicat și lucrări de filozofie a dreptului, care au, ca să spunem, ca punct comun, ca esență, relația dintre stat, societate și națiune, problema legitimității legilor. Evident, Petre Tuțea a trăit și a fost activ într-o perioadă de mare frământare socială, politică, într-o perioadă în care se căutau soluții pentru reorganizarea statului, reorganizarea societății, iar scrierile sale juridice, care au fost publicate, relevă din plin această preocupare a autorului. Propune și el, sigur, o nouă viziune asupra posibilității de reformare a statului și de a conducerii sociale, bazată pe un trinom, gândirea trinomică care apare la Tuțea, și anume statul ca formă eternă de comunitate și existență, ca formă de organizare instituțională a statului, a societății, mă scuzați, națiunea ca formă de comunitate și existență a popoarelor și societatea ca modalitate de a trăi a oamenilor într-un cadru democratic. Petre Tuțea critică din plin, să spunem, inflația legislativă care exista la vremea sa și care, aș spune eu, că se manifestă și în zilele noastre. Iată ce spune gânditorul și filozoful român: se mulțesc legile în așa măsură încât cei chemați să le aplice vor trebui să facă investigații serioase pentru a distribui unicul soi de dreptate în societatea de azi, și anume dreptatea legală.
adică imposibilitatea de a face dreptate în baza unui sistem legislativ din ce în ce mai voluminos. Tot Petrecuțea arată că democrația, așa cum este ea, cum există și cum este înțeleasă, are totuși deficiențe. El spune că în materie de democrație nu am nicio părere personală. Mă bizui pe doi gânditori clasici, pe Platon și pe Aristotel. Platon susține că sunt trei forme de guvernământ degenerate: tirania, oligarhia și democrația. Aristotel spune că democrația este sistemul în care fiecare face ce vrea. El, sigur, preluând ideile lui Berson, spune că democrația este singurul sistem compatibil cu libertatea și demnitatea umană, dar are un viciu incurabil. N-are criterii de selecție a valorilor. Eu cred că este un adevăr valabil și astăzi. Petrecuțea vorbește foarte mult despre așa numită democrație a maselor, în care decizia se ia cantitativ, votul majoritar, și care, sigur, trebuie să o admitem, dar care nu reprezintă perfecțiunea. Aș vrea să dau citire unui citat din opera lui Petrecuțea, în care el spune: fără să gândesc în stilul darwinismului social, nu pot să rămân indiferent la incapacitatea democrației de a asigura selecțiunea naturală a valorilor. Democrații gândesc corpul social aritmetizat, numără capetele toate și unde majoritate, hai la putere. Sufragiul turmei. Asta e părerea mea despre democrație. Eu, cât aș fi de aristocratic în gândire, politic, trebuie să fiu democrat. Masa e absolută, fiecare prost luat în parte un prost și atât, dar toți proștii ăștia luați împreună sunt un principiu istoric. Prin însăși ordinea ei ideologică, democrația îl obligă pe orice om să stea alături de un geniu. Partea proastă este că oamenii de excepție pot ajunge captivi în cirejile democratice. Ce decide masa are caracter absolut, deoarece prin masă se exprimă specia, prin individ se exprimă personalitatea. Numai că uneori un individ ajunge să influențeze foarte mult asupra maselor, aceștia sunt cei aleși. Istoria e făcută de aleși. Paradoxul societății umane este că mulțimea îi produce pe conducători, iar aceștia o conduc. Istoria este un echilibru, e caracteristica oricărui democrații. Aș vrea să mai fac o mențiune pentru Petrecuțea. Națiunea este esențialul în acest trinom de care am vorbit și pe care l-am prezentat. A fost un naționalist, dar nu unul care a rămas închis, ci un naționalist care, sigur, credea în valorile fiecărui popor, le accepta, le valorifica, dar, sigur, el rămânea, sigur, axat pe credința ortodoxă ca valoarea și pe națiunea, pe poporul român, pe tradițiile lor, tradițiile poporului român ca valori esențiale. Există foarte multe aforisme ale lui Petrecuțea, câteva aș vrea să vi le prezint și dumneavoastră. Acum, mai la bătrânețe, pot să spun că fără Dumnezeu și fără nemurire nu există adevăr. Adevărul este în legătură cu Dumnezeu și cu nemurirea, seamănă puțin cu ce spunea Dostoevski, că dacă Dumnezeu există, atunci eu sunt nemuritor. Suveran față de natură, supus divinității, nemuritor și liber, prin depășirea extramundană a condiției sale, acesta este omul creștin. Cred că e una dintre cele mai frumoase definiții care poate fi dată omului creștin. Tuțe avea un cult deosebit față de Eminescu, dar există foarte multe scrieri ale sale în care a făcut portrete și lui Mircea Eliade, de Eminescu și alții. Eminescu, despre care Iorga spunea că e expresia integrală a națiunii române, iar Blaga, că reprezintă ideea platonică de român, Eminescu e românul absolut. L-am definit eu, sumă lirică de voievozi. O definiție frumoasă a poetului Nepereche. Sigur, stimați participanți, ceea ce am vrut eu și nu știu dacă am reușit, este să fac o scurtă prezentare a acestor personalități, a acestor două mari personalități, aș spune eu, genii ale culturii române, dar și ale culturii universale. În imagine îl avem pe Petrecuțea, una dintre fotografiile sale. Probabil ați văzut mai înainte câteva imagini ale lui Ion Barbu, a trăit destul de puțin,
66 de ani, măcinat poate și de teribilismele sale existențiale, dar a creat mult. Noi trebuie să judecăm un om prin creațiile sale și poate mai puțin prin anumite teribilisme. Avem și, am și două sau trei videoclipuri. Dacă mi-ar fi spus cineva că mă întâlnesc cu un om amabil ca dumneavoastră și setos de cuvântul care țidește, adică de ordinea religioasă pe care eu o supraordonez statului. Eu pui biserica deasupra statului. Și dacă mi-a fi spus cineva în cei 13 ani de pușcărie că voi fi televizat, aș fi râs. Acolo mă așteptam să mor după obiceiul din vremea aceea. Fie dus cu căruța de gunoi a pușcării, fie aruncat într-o groapă comună, era. Când am scăpat din ce am scăpat, nu se poate să fie destin. Eu n-am destin, m-a protejat Dumnezeu. Destinul nu operează la mine. Întâmplările au alergat peste mine, dar n-au reușit să mă nimicească. Asta m-a dus cu gândul la Dumnezeu, care e situat deasupra întâmplărilor vieții mele. Și El m-a condus. Că nu se poate, cum să mă salvez? Ce e destin? Am spus de pildă într-un portret care mi-l face domnul ministru Pleșu, nu știu dacă l-aș citi. Da, l-am citit acum, îl știu, da. Poți să repet? Sigur că da. Am spus acolo, parafrazându-l pe filozoful francez Lalande. Lalande spune ce este o dogmă. Zice, dogma este un mister revelat, spune Lalande. Eu atunci am zis așa, că probabil că a vrut să aibă o mostră de gândirea mea domnul ministru Andrei Pleșu, și atunci am făcut această declarație. Dogma este o formă purtătoare de mister. Misterul este singura formă eliberatoare din neliniștile mărginirii personale, din înlănțuirea cosmică și comunitară și din cele produse de perspectiva infinitului și morții. Că la mine infinit a fost înlocuit cu eternitatea, care nu-i tot una. Care ar fi deosebirea, domnule Țuță? Păi eu fac deosebirea, mă folosesc de un filozof, cred că scoțian, Hamilton, care de fie face distinția între absolut și infinit. Zice, absolutul este necondiționatul limitat, iar infinitul este necondiționatul nelimitat. Mântuitorul nostru, adică misterul Teandriei, divinitatea devenită om și omul divinizat. Așa. E un fapt istoric, Iisus, nu? Sim. Și punctează timpul cu absolutul lui divin. Nu? Este? Este. Ia câte cu un consul. N-am întâlnit nicăieri o distinție atât de subțire între absolut și infinit. Eu mă mișc între acest dialog al lui Moise și predica de pe munte. Se spune de obicei că omul e un animal rațional perfectibil, nu? Da, păi Mântuitorul e mult mai generos. Zice, fiți voi dar desăvârșiți cum desăvârșit e Tatăl vostru cel din cer. Nu exclude
aspirația la perfecțiune Mântuitorul a credinciosului. Morala laică arată că omul, orice dicționar filosofic sau etic laic, că omul se mișcă asimptotic la perfecțiune, pe care nu o poate atinge niciodată. Că perfecțiunea ar fi, cum ziceau medievalii despre Dumnezeu, că e ens realissimum. Numai Dumnezeu e perfect. Da. Dar vezi, Mântuitorul e generos. Ne raportează la stăpân. De altfel, țin să spun că tot ce gândesc eu teologal nu e teologie propriu-zisă. Că nu vreau să cad în eroarea unui mare gânditor politic spaniol, i-am uitat numele, care a fost lichidat într-o polemică teologală cu un călugăr. A avut scule mai multe la teologice decât el. Eu n-am pretenția că sunt teolog. Eu mă mișc în măsura în care pot teologal. În care pot, eu. În care pot să înțeleg lumea dogmelor care e opusă lumii normelor. Omul e guvernat pe pământ, că vorbesc de morala publică, de două morale. De morala dogmelor, care e creștină, eternă, adică absolută, și morala normelor, care sunt construite pe puținătatea și imperfecțiunea omului, de legiuitor. Că nu poate avea autonomie dacă adevărul nu e revelat. Intelectul e neputincios, el poate să-l primească, nu poate să-l caute și să-l determine. Am avut o mare dificultate la acest mare mistic, că recunoaște și dumneavoastră că dacă nu e revelat adevărul, nu e. Nu există adevăr nerevelat. Este cuvântul. Și precizia cuvântului, deci duce și la niște relații... Exact, între comode, comode și utile. Omul autonom poate fi util, când explorează universul și viața, poate fi util, poate fi comod mental și material. Este adevărat că autonomia, din punctul meu de vedere al adevărului unic care e revelat, că Dumnezeu trebuie să se arate cum s-a arătat, nu? Din punctul meu de vedere, omul autonom, oricât ar explora el viața și universul, n-are acces la adevăr, fără revelație, fiindcă se împiedică de adevărul tuturor adevărurilor. Adică de adevărul unic, principiul unic al tuturor lucrurilor, care e Dumnezeu. Credință e incidența divină care poate revela adevărul. Eu nu admit decât pistis, adică credința, adevărul secundum fidem, după credință. Că dacă nu există credință, și nu există Dumnezeu, nu există adevăr. Fără Dumnezeu, fără credință, omul devine un animal rațional care vine de nicăieri și merge spre nicăieri. Nici nu poate stabili când a apărut. Dumneavoastră aveți informații, cum ați apărut în formă de Homo sapiens, cum sunteți acum. Când ați apărut așa? E o întrebare foarte grea. Evoluționiștii ce îndrugă minciuni? Nu. Nici nu merită să-i consider, sunt ridicoli.
Nu a fost un exercițiu intelectual, am putea spune, și de ficțiune. Nu, domne, evoluția e o ipoteză de travaliu, atât, o ipoteză de lucru. Da, sunt în puține cuvinte nuanțe filozofice extraordinare, absolut infinit, adevăr, exactitate, dogma. În încheiere aș vrea să vă mai ofer un moment de poezie și anume să-l ascultăm pe Florian Pitiș. La râpa uvede în rode ce multe gasteropode suprasexuale, supramuzicale, gasteropozi, mult limpezi rapsozi, moduri de ode, cerure șarfă, antene în harfă, uvede în rode peste mode și timp, olimp, ceas în cristalin, lângă fecioara Geraldin, dantelele sale ca floarea de zare, prin brațele ei ghețari în idei, la soarele sfânt, egal acest cânt. Ordonată spiră, sunet fruct de liră, capăt paralogic, leagăn mitologic, din șetrele mari apari, o cal de val peste cavală cu varul deasupra în spirală, încorporată poftă. Uite o fată, lunecă odată, lunecă de două, ori până la nouă, până înfășori, în fior ușori, până o torci în zale gasteropodale, până când în lente antene atente o cobori, pendular de încet, inutil pachet, sub timp, sub mode, în uvede în rode. Și cum spunea Aristotel, în rest tăcere. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, numai bine, sănătate!